Prima zi a lunii mai ne aduce un lanț de scumpiri. Șoferii plătesc începând de astăzi taxă de drum cu 50% mai mare. Este una dintre prevederile politicii fiscale care de astăzi intră în vigoare. Potrivit aceluiași document, accizele la combustibil, alcool și țigări cresc, ceea ce ar putea duce la scumpirea acestor produse. Totul pentru a acumula bani în plus la buget, considerat unul auster. Cei care nu s-au grăbit să treacă până acum revizia tehnică de astăzi trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani, de la câteva sute de lei până la 10.000 de lei. Taxa de drum este cu 50% mai scumpă. Ministerul Transporturilor planifică să încaseze pentru anul acesta 1,5 miliarde de lei în fondul rutier, dintre care impozitul pentru drum ar urma să constituie 700 de milioane. Autoritățile ne promit drumuri mai bune. În general, pe țară, la reparația drumurilor, se prelungește ceea ce din anul trecut contractele care au fost semnate, același R1 Chișinău-Ungheni, reparații Hâncești-Leușeni, ocolirea Sângera, Sărăteni-Bălți. Tot de astăzi, salariul minim în sectorul real crește cu 250 de lei până la 1900 de lei, ceea ce înseamnă că toți angajații, cu excepția bugetarilor, nu vor putea primi o leafă mai mică de atât. Acest lucru îi afectează însă pe angajatori, întrucât ei vor trebui să plătească impozite mai mari. Că statul tot mai mult și mai mult ne împovărează și totodată statul este foarte pasiv în ceea ce ține ajutorul pentru sectorul agroindustrial. În politica fiscală se mai prevede majorarea accizelor la băuturile alcoolice, țigări și combustibil, lucru ce ar putea duce la scumpirea acestor produse. Trebuie de rupt capul aici la guvernare. Oamenii și așa n-au salarii, n-au pensii și încă le-au majorat toate taxele. De pe spatele oamenilor au majorat impozitele, se întoarcă miliardele care le-au furat. Politica fiscală, dar și bugetul pentru anul 2015 au fost aprobate cu întârziere de jumătate de an. Pentru adoptarea acestor documente, guvernul a recurs la o măsură specială, aceea de asumare a răspunderii în fața Parlamentului. Prin urmare, deputații nu le-au dezbătut în plen.